Salut! Și 8 secunde. A câștigat 56-55 oraș. Păcat că am luat gol dintr-o situație de centrare, un gol din punctul meu de vedere destul de norocos. Ne-am creat și astăzi câteva situații de a marca și din păcate n-am fost eficienți. Nu mai spun că e al doilea joc consecutiv în care nu reușim să marcăm nici măcar de la punctul cu VAR, de la 11 metri. V-a surprins Petrolul? Știați ceva? Da. Ce va fi aici? Da, nu m-a surprins deloc. Știam că au două linii de 5, una de 4, se vor apăra și vor încerca acel moment, eu știu, prin care să reușească să marcheze. Deci ne-a surprins. Poftim? Deci ne-a surprins. Păi nu ne-a surprins, cum să ne surprinde? Asta zic. Ați văzut dumneavoastră că ne-a surprins cu ceva? Nu, eu am văzut tabelul la final. Păi asta zic, nu ne-a surprins, dar în fotbal vă dați seama. Centrare întâmplătoare, ok, ne-am avut penalti, n-am marcat. Asta cred că v-a surprins și pe dumneavoastră că n-am reușit să marcăm din penalti, nu? A doua etapă la rând. Vedeți? Nu ne-a surprins. A fost o echipă care știa că va juca pe contraatac, cu mici lungi. Nu cred că au avut o construcție foarte elaborată și-au urmărit interesul. O echipă pragmatică, corect? Și de asta zic că nu ne-a surprins. Știam ce ne așteaptă și am zis, dacă erați atenți și înainte de joc, am și spus, va fi complicat, va fi o echipă care se va apăra pe două linii și va fi greu cu Petrolul. Mai ales că pe contraatac se poate oricând întâmpla să iei gol. Așa sunt echipele astea mici. Care? Asta așa ca Petrolul. Păi nu, eu zic că nicio echipă nu este mică în Liga 1 și nici la Liga 2. Sunt doar situații de abordare diferite. Înțelegeți? Mă bucur că am reușit să câștigăm. Aveam nevoie de cele 3 puncte, mai ales în deplasare. Știam că ne așteaptă un meci greu. Am luptat și în final am reușit să luăm cele 3 puncte, chiar dacă am suferit în timpul meciului. Mai puțin spectaculos, dar mult mai eficient. Păi, da, să zic că cu voluntar poate am jucat un pic mai spectaculos și am pierdut în ultimele minute. Acum, important e să iei puncte, zic eu. Când vom juca și spectaculos și să luăm puncte, o să fie cel mai bine. Mă bucur că am reușit, cum am zis, să spargem gheața și în continuare ne vom pregăti. Ne așteaptă un meci greu, un derby, Sâmbătă sperăm să ne ridicăm la cel mai înalt nivel. Cum o să fie la meciul ăsta? Eu zic că o să fie spectacol, e normal, o să fie un stadion plin, un derby de tradiție și o să fie un meci greu, Rapid o echipă bună, în formă, dar o să jucăm în fața suporterilor. Păi, așa, normal, normal, trebuie să muncim, mai avem, să zic, 2 zile de recuperare, după aia începem să ne concentrăm la meciul de sâmbătă, sperăm să facem un meci bun, cu siguranță, cum am zis, o să fie un stadion plin și sperăm să mulțumim suporterilor. Tu simți că poți să dai mai mult? Adică să zici așa, ești nemulțumit de jocul tău? Sau... Da, de ce să te mint, adică sunt convins că pot să ofer mai mult, însă avem o tactică și trebuie să respectăm acea tactică și important e, cum am spus, să ne punem fiecare în slujba echipei, să adunăm puncte și să rămânem în prima ligă. Ultimul gol în Liga 1? Mai știu. Mai aduci aminte? Nu mai țin minte. Chiar așa mult a trecut? A trecut ceva timp. A trecut ceva timp. Păi cred că la Petrolul, în Liga 1. Petrolul? În Liga 1 nu mai știu. Da, nu știu. Nu mai țin minte. O să fie greu să țină cu tine? Amestec cu Rapid? O să fie greu, da, dar sunt 2 sporturi diferite, să zic. Și vedem noi ce o să facem pe acasă. În primul rând, de ce ai intrat în teren și de ce ai luat roșu? S-o terminase meciul. Era un pic nervos pentru că mi s-a spus după bancă că n-a fost penalti și aș fi vrut să ajung să vorbesc cu el, să-l întreb. Știți că nu vorbesc urât, nu jur, nu astea. Și n-am reușit să ajung, că mi-a dat de la vreo 10 metri așa, m-a luat cu luneta bancă. Cum a fost meciul văzut de tine astăzi? Așa cum mi-am dorit să fie, da? Pentru că 3 meciuri ne-a apreciat lumea jocul, am reușit să luăm un punct și astăzi le-am spus și lor, vreau să jucăm urât și să scoatem maxim. Și am scos maxim, am reușit să câștigăm. Ai putea să mai joci urât câteva etape? O să joc cât se poate de urât de aici înainte, pentru că esteticul ține doar un pic atunci după meci și o zi după, da? Punctele nu rămân. Fiind tensiunea meciului, n-ai mai avut răbdare să-l aștepți pe Chivulete să vină la margine? De asta erai foarte nervos. Nu mai contează. S-a întâmplat, îți ieși din minte, mai ales când toată lumea se uită și vede reluarea și... Nici nu știu acum, poate chiar e penalti. Poate chiar e penalti, n-a reușit să văd, nu e, nu? Asta a fost decizia lui, mi se par prea ușor acordate. Discutăm și de ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu Ciobi. Ciobi și-a dat cuvântul că nu l-a atins mingea aia în mână și cu var și cu alea să nu poți să-ți dai seama că nu l-a atins mingea în mână, să dai penalti. Dar poate asta e soarta noastră. Vedeți, penalti ratat și reușim să luăm un punct săptămâna trecută, penalti ratat și reușim să luăm 3 puncte azi. Urmează înfruntarea cu Rapid. Aștept. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo pe bancă, nu s-a putut. Ne pregătim bine. Și sunt sigur că o să fie stadionul plin, o să ne încurajeze și nu pot să vă promit, dar o să facem tot ce depinde de noi să facem un rezultat bun. Suporterii o să mai ajungă acasă, li s-au tăiat cauciucurile la autocare. Da, pe tot ce e acolo. Da. Da, vorbim de Cluj, am vorbit la superlativ și de Cluj și de echipa Clujului. Dar să te înjure la genul cum m-a înjurat toată repriza câțiva cetățeni de acolo, adică la mine la țară e mai civilizație decât și să vină la urmă să spună că el e chibiți, nu mai